Vă rog ca să deschideți împreună cu mine în această dimineață scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 6, începând cu versetul 43. Luca, capitolul 6, începând cu versetul 43. N-am postat în slideshow-ul meu aceste versete. Și am făcut-o conștient lucrul acesta, știți de ce? Ca să nu uităm să răsfoim scripturile, da? Ca să nu uităm să venim cu scripturile la biserică. De aceea, dacă aveți scripturile, dacă aveți Biblia, vă rog ca să o deschideți. Iar pentru cei care nu aveți, dacă frații de la calculator reușesc ca să ne posteze pe ecran, va fi foarte bine. Haideți să venim și să citim acest scurt pasaj și, mai bine zis, să citim în această dimineață cuvintele Domnului Iisus Hristos. Luca 6, versetele 43 la 45. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea. Și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vestiria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vestiria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii vorbește gura. Vă rog ca să vă însemnați, să vă subliniați în această dimineață aceste cuvinte. Sau cel mai bine să le scriți în notițele pe care le veți face în această dimineață. Căci din prisosul inimii vorbește gura. O să recitesc încă o dată. Din prisosul inimii vorbește gura. Cum înțelegeți dumneavoastră cuvântul prisos? Ce înseamnă cuvântul prisos? Abundență, da? Încă. Plinătate. Sau peste plin, da? Supraplin, da? Când dă peste margini. Ați văzut vreodată oameni la care le o ia gura înainte, așa cum spunem noi în popor? Sunt unii oameni care încep să vorbească și vorbesc și vorbesc și vorbesc și la un moment dat au înțeles că au vorbit cei ce nu trebuie să vorbească. Da? Și în limba rusă există un proverb care spune în felul următor: iezic moi, vrag moi, da? Deci limba mea este ce? Este dușmanul meu uneori. De ce? Fiindcă noi avem ceva care dă peste margini, da? Și începem ca să vorbim fără ca să ne dăm seama că acel lucru n-ar fi trebuit spus. Dar în această dimineață vrem să vorbim despre lucruri care ar fi bine ca să fie mult în noi, care să dea peste margini și aceasta să fie mulțumirea. Și din prisosul inimii noastre să venim și să mulțumim lui Dumnezeu. Cu părere de rău, recunosc și în primul rând vorbesc despre mine, uneori ne lipsește acest prisos. Uneori ne lipsește această plinătate. De unde știu lucrul acesta și am mai spus aceasta și o să repet în această dimineață: ascultați-vă pe voi înșivă când vă rugați. Ce facem noi când ne rugăm? Cum ne rugăm? Mulțumim mult și ne rugăm puțin pentru nevoile noastre? Sau ne rugăm mult pentru nevoile noastre și mulțumim cum? Mai puțin. Și acest lucru dovedește, scoate la iveală ce este în inima
noastră, ce este în inima noastră. Bine, aceasta a fost o scurtă introducere în această dimineață și este bine ca să formulăm, să definim ce este mulțumirea. Este bine ca să definim ce este mulțumirea. O să citesc o definiție și, după părerea mea, această definiție nu este desăvârșită și pe parcurs o să ne mai întoarcem la ea, dar în mare parte e descrie modul în care noi oamenii mulțumim, în care noi oamenii mulțumim. Și când vorbesc despre această definiție, ea nu se referă doar la mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, ci ea se referă și la mulțumirea pe care noi o adresăm unor persoane care ne-au făcut nouă un bine. Dar în această dimineață noi ne vom concentra atenția în mulțumirea în raport cu Dumnezeu. Deci în mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. Bine, haideți să venim în această dimineață și să încercăm ca să definim ce este mulțumirea. Dicționarul explicativ român, în multele definiții, definește mulțumirea în felul următor. Înseamnă a exprima cuiva recunoștința sau satisfacția pentru o manifestare de politețe. Da? Deci, mulțumirea este o exprimare la adresa cuiva, este o recunoștință, o satisfacție pentru o manifestare de politețe. De asemenea, mulțumirea mai este înțeleasă și ca un bine care i s-a făcut cuiva. Da? Deci, și uneori lucrul acesta este la hotarul, așa ca să spun, în societatea noastră, când dai o mită. Oamenii au încercat ca să-i schimbe fața unei mite și să spună: eu n-am dat mită, eu ce-am făcut? Eu am mulțumit, da? Spune: eu am mulțumit pe cineva, eu nu i-am dat cuiva mită. Banii aceștia nu sunt o mită, ci sunt ce? O mulțumire, pentru că omul mi-a făcut ce? Mi-a făcut un bine, da? Dar binele acesta uneori este făcut cu scopul de ce? De a ascunde adevărul și atunci aceasta este o mită. Nu vreau ca să mă opresc la această temă, aceasta este o temă aparte, ci vreau să ne întoarcem la mulțumire, da? Deci ce este mulțumirea? Este o recunoștință sau o exprimare a recunoștinței. Este o exprimare a recunoștinței pentru binele pe care ne l-a făcut nouă cineva. Ca să înțelegem despre ce vreau să vorbesc în această dimineață, vreau să vă dau un exemplu din viață. Am cunoscut un medic foarte renumit, care prin darul pe care l-a dat Dumnezeu, a fost un chirurg și a făcut multe intervenții chirurgicale care i-au ajutat pe oameni și le-a salvat viețile, da? Știți că sunt oameni care se îmbolnăvesc de anumite boli grave, da? Se îmbolnăvesc de anumite boli grave, merg la medic, medicul le scrie tratamentul sau este o intervenție chirurgicală și omul nu-și pierde viața. Omul este vindecat, omul este tratat bine și omul își revine. Cum credeți, care este reacția celui care a fost tratat de acest medic când se întâlnește cu medicul și este conștient că își trebuia să moară și datorită intervenției lui chirurgicale viața lui a fost salvată? Ce face acest om? Vine și spune: mulțumesc, este recunoscător. Am cunoscut acest medic când eram încă copil
Și era perioada Uniunii Sovietice și atunci, ca să nimerești la un medic bun, cei care au trăit în această perioadă, era foarte complicat lucrul acesta, da? Era foarte greu ca să ajungi la un specialist bun. Și atunci oamenii, când îl întâlneau, eu eram uimit de lucrul, de acțiunile lor. Erau gata ca să-i se închine în picioare înaintea lui. Erau gata să-i sărute mâna și să spună mulțumesc, pentru că și datorită ție, astăzi sunt în viață. Dar nu datorită acestui medic, ci datorită lui Dumnezeu care a lucrat prin acest medic. Cu cât mai mult noi, stimați frați și surori, dragi prieteni, care suntem astăzi în casa lui Dumnezeu, care suntem astăzi în fața cuvântului lui Dumnezeu, care astăzi am ascultat aceste cântări frumoase care s-au cântat și noi de asemenea am venit și ne-am închinat Domnului prin cântare și ne-am închinat și am cântat despre harul lui Dumnezeu, am cântat despre dragostea lui Dumnezeu, despre iertarea lui Dumnezeu. Atunci când venim înaintea lui, cum ar trebui să fim noi? Ar trebui să fim mulțumitori. De ce? Pentru că ce am fost salvați de la ce? Am fost salvați de la moarte, de la păcat. Observați, noi poate unii vom mai trăi încă 50 de ani, alții 20, alții 10, alții poate vor mai trăi o săptămână. Dar dacă ne-am împăcat cu Domnul, trebuie să fim cum? Să fim recunoscători. Trebuie să fim mulțumitori. Și dacă noi oamenii venim în fața oamenilor și suntem gata ca să recunoaștem lucrurile pe care le-au făcut ei pentru noi și să le spunem un mulțumesc. Și atunci când ne dau un telefon și spune, uite, am nevoie de cutare lucru, da? Acela este gata ca să facă orice, ca să-i satisfacă dorința, da? Numai pentru că a fost salvat de la moarte. Cu cât mai mult noi, oamenii care suntem iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cum trebuie să fim? Trebuie să fim mulțumitori. Haideți în această dimineață, începând din această dimineață, dacă n-am făcut-o până acum, observați, nu spun că ce n-am făcut-o, dacă n-am făcut-o până acum, să nu-L cinstim pe Dumnezeul nostru numai cu buzele, ci să-L cinstim cu ce? Să-L cinstim cu inima, să-L cinstim din tot sufletul nostru. Primul lucru pe care doresc ca să-L scot în evidență în această dimineață, în predica mea, vreau să vorbesc despre următorul lucru. Mulțumirea este cea care izvorăște dintr-o inimă schimbată. Este cea care izvorăște dintr-o inimă schimbată. Este ușor să-i mulțumești unui om în carne și oase, dar de multe ori, cu părere de rău, ne este greu ca să-i mulțumim Dumnezeului nevăzut, dar care a făcut lucruri văzute cu noi. Slăvit să fie Domnul! Poate spuneți, care sunt lucrurile văzute? Aduceți-vă aminte de ziua în care v-ați întors la Dumnezeu și Dumnezeu v-a schimbat viața. Amintiți-vă de acea zi în calendar și acum porniți de la ea, nu din momentul când v-ați pocăit și până astăzi, dar din momentul când v-ați pocăit și spre naștere, și o să vedeți care era viața voastră din trecut și care este viața dumneavoastră acum în prezent. S-a întâmplat ceva cu noi, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva în lăuntrul nostru. Și de aceea atunci când venim și mulțumim lui Dumnezeu, venim ca cei care avem o inimă schimbată, avem o inimă transformată, avem o visterie sufletească care este reînnoită de Dumnezeu. Vreau ca să
Citesc din nou acest verset din Luca 6 cu 45 care spune: omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui. Dar dacă privim mai sus, se vorbește despre două categorii de oameni. Despre oameni cum? Buni și despre oameni răi. Da? Deci, în lumea aceasta nu există un loc de mijloc. Sau pomul este bun și roadele lui sunt bune, sau pomul este rău și roadele lui sunt cum? Sunt roadele lui rele. Trăim într-o țară agrară și cunoaștem foarte bine acest principiu. Da? Poate copiii noștri deja nu mai pricep prea bine lucrurile acestea, dar noi cei care venim de la țară cunoaștem că pot să fie doi pomi de mere, da? Și unul aduce mere bune și unul aduce cum? Mere rele. De ce? Fiindcă esența pomului este una cum? Este bună și esența celuilalt pom este cum? Este rea. Și atunci este nevoie de ce? Este nevoie de intervenția din afară. Este nevoie din intervenția agricultorului, dacă spun, mai bine zis, pomicultorului. Este nevoie de intervenția pomicultorului. Și ce face pomicultorul cu pomul acela rău? Rău, da? Noi cunoaștem acea operație pe care o face el. Altoirea. Se ia un mugure dintr-un pom bun, care aduce roade bune, și se altoiește acest mugure, se altoiește pe ce? Pe creanga pomului rău. Și trece anii, trece timpul și pomul bun începe ca să aducă ce? Roade bune. Pomul rău începe ca să aducă roade bune. De ce? Pentru că ce a fost intervenția pomicultorului? A fost o intervenție din afară. De ce i-am pus în această dimineață o întrebare? Este posibil ca un om rău să fie transformat într-un om bun? Cei care au fost răi să spună? Amin. Nu sunteți de acord cu mine. Vreau să vă spun, dacă voi nu vreți să recunoașteți, vreau să recunosc eu, astăzi înaintea lui Dumnezeu și înaintea la toată lumea, am fost un om rău. Am fost un om rău, nespus de păcătos. Poate voi ați fost mai buni, dar eu am fost un om rău. Am fost un om care eram sortit iadului. Am fost un om care nu meritam viața. Prin acțiunile mele, prin gândirile mele, prin faptele mele. Așa, nu este așa că este o predică în această dimineață cu o nuanță așa mai negativă? Dar aceasta este realitatea, stimați prieteni, stimați frați și surori. Fiindcă Biblia este cea care ne descrie și ne spune că omul este cum? Omul este păcătos în sine. Și pentru ca să devină un om bun, observați, să devină acel care poate să scoată ceva bun din visteria inimii lui, are nevoie de cine? Are nevoie de intervenția pomicultorului. În cazul nostru, omul are nevoia de intervenția lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și doresc ca să vorbesc despre lucrul acesta. Sunt îngrijorat atunci când nu se vorbește despre aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: cine are pe Domnul are viața. Cine n-are pe Domnul Iisus Hristos n-are viața. Oameni buni, mântuirea noastră nu depinde de frecventarea bisericii.
Mântuirea noastră nu depinde de venitul nostru la biserică și de ascultarea predicilor. Mântuirea noastră depinde de Domnul Iisus Hristos. Dacă nu ai întâlnirea într-un moment al vieții cu Domnul Iisus Hristos și dacă nu te întorci de la păcat la Hristos, ai șansele să rămâi așa cum ai fost până acum. În această dimineață vreau să te îndemn ca să te gândești bine și să-ți pui întrebarea: îl am eu pe Iisus Hristos ca Domn? Îl am eu pe Iisus Hristos ca Mântuitor al vieții mele? A fost momentul în viața mea când am venit și am spus: Doamne, sunt un rău, sunt un păcătos, te rog ca să mă ierți și să-mi schimbi viața? Vreau să vă pun întrebarea aceasta. Știu că poate punând această întrebare, unii nu se simt comod în această dimineață. Dar știți, vreau ca predicator să fiu acceptat nu de oameni, ci să fiu acceptat de Dumnezeu. De aceea în această dimineață vă îndemn, stimați frați, surori și prieteni, împăcați-vă cu Dumnezeu și permiteți-i lui Dumnezeu ca El să schimbe viața voastră. Permiteți-i lui Dumnezeu ca El să vă schimbe esența. Permiteți-i lui Dumnezeu ca El să vină și să altoiască în noi, să ne transforme și să ne facă pe noi copiii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre o mulțumire și despre o mulțumire adevărată, e nu poate izvorâ decât dintr-o inimă schimbată. Decât dintr-o inimă schimbată. Și schimbată nu de ideologie, ci schimbată de Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De ce? Permiteți-i lui Dumnezeu în această dimineață ca El să lucreze în viața voastră și să aducă transformarea, să aducă binecuvântarea. Domnul Iisus Hristos vorbea despre două categorii de oameni: oameni buni și oameni răi. Despre pomi buni și despre pomi răi. Acum, nu sunt eu Dumnezeu ca să cunosc inima fiecăruia. O cunoaște Dumnezeu și o cunoaște fiecare în parte. Din ce categorie faci parte astăzi? Rezultă ca să-ți răspunzi singur. Deci, o mulțumire adevărată izvorăște dintr-o inimă schimbată. Dintr-o inimă schimbată de cine? Dintr-o inimă schimbată de Dumnezeu. Eu o să vă dau doar un simplu exemplu și o să vă spun că și mulțumirea poate fi una adevărată și una făcută din politițe, din respect doar. Vă dau un exemplu. Noi mulți suntem aici care avem copii, da? Și s-a mai dat și duminica trecută exemplu cu copiii. Când cumpărăm un lucru copiilor noștri și de obicei când se cumpără o haină, o îmbrăcăminte, o încălțăminte, o jucărie, îi dăm copilului și copilul primul lucru care îl face, ce face? Se bucură, nu? Cumpărați-i la un copil de, la un băițaș de 5 ani, cumpărați-i o mașină de $100 și încă așa în culori aprinse, așa? Încă cu telecomandă, da? Și așa mai departe. Da? Numai un copil și-o poate imagina. Și veniți și spuneți, asta este ție, dar nu de ziua lui de naștere, dar așa, de zilele de zilele de toate zilele. Dați-o lui. Ce o să facă copilul? Și mașina? Nu-l mai ajungi. Și strigi de urma lui, ce trebuie să spui, mă? Și el ce spune? Mulțumesc și a plecat. Eu îmi pun întrebarea. Mulțumescul acesta este un mulțumesc sincer sau un mulțumesc formal? Observați, mulțumescul nostru poate să izvorască din inimă și am vorbit că un mulțumesc este ce? Este o
recunoștință. Și aceasta poate să fie scos așa, știți cum, cu cârligul, spunem noi. Așa, o facem căci este din politețe. Observați, un mulțumesc adevărat este o atitudine a ce? A inimii. Un mulțumesc adevărat nu este ceva care trebuie să o spui din politețe. Da? Că și s-a făcut cineva loc în tramvai sau în rutieră sau nu știu unde. Și spui, oh, mulțumesc. Da? Fiindcă este politicos ca să mulțumești. Un mulțumesc adevărat vine de unde? Din inimă, vine din suflet. Dar el poate să vină numai atunci când sufletul este cum? Este curat. Este schimbat. Bine, haideți să mergem la un al doilea punct în această dimineață și să vorbim despre o manifestare a mulțumirii și vreau să spun că mulțumirea care este neprifăcută va fi dată cum? Va fi dată pe față. Ea este scoasă în evidență. Deci când mulțumești din suflet, când mulțumești de unde? Din inimă, da? Deci lucrul acesta, după cum am spus, nu este tras cu cârligul, dar nici nu-l poți ține în tine. Da? Nu poți să-l ții în tine. Uitați-vă ce spune psalmistul. Spune, îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Observați, vine omul la adunare, duminica. Ei veneau sâmbătă atunci. Venea în casa lui Dumnezeu, noi venim în casa de adunare, ei veneau la templu. Îi vedem pe oamenii aceștia căci se pregăteau înainte de a veni la adunare. Nu veneau oricum, da? Spune că își pregăteau ce? Inima, da? Veneau și aveau o formă de închinare. Spune că își înconjurau altarul. Dar în momentul acesta, oamenii care veneau în închinare înaintea lui Dumnezeu, liderul de laudă și închinare nu venea să spună, fraților, să lăudăm pe Domnul în această dimineață. Hai să zâmbim, hai să exclamăm de bucurie, slăvit să fie Domnul. Așa făcea liderul de laudă și închinare. El probabil spunea, venim și ne închinăm Domnului. Și toți ceilalți ce făceau? Izbucneau în mulțumire. Am vorbit anterior despre prisos, despre ceva care dă, cum? Dă pe deasupra. Și când dă pe deasupra, da, lucrul acesta care este în interior, se vede cum? Se vede în exterior. Se vede în exterior. Într-o dimineață vă spun un caz despre mine. Trebuia să se înceapă adunarea. Și eram atât de amărât și cineva i-a spus că eu foarte rar zâmbesc și asta este un minus a meu, da? Recunosc lucrul acesta și când m-am pornit spre grupul de laudă și închinare, cei frații și surorile care stăteau acolo s-au speriat de mine și cineva i-a spus, o, căcoi ugriu, măi, brat Ștefan. Uite ce este supărat. Și în acele clipe eu m-am gândit, dacă ei s-au speriat când mă întorc spre voi, care va fi reacția? Cum o să vă închinați voi? Am înțeles atunci că îmi lipsește, știți ce? Îmi lipsește plinătatea. Îmi lipsește ceea ce ar fi trebuit ca să fie în lăuntrul meu. Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat, ne-a mântuit. Dar eu fiind îngrijorat cu problemele mele, mi-a lipsit această plinătate. Și atunci a trebuit să fac și eu ca americanii. Ceva de genul ăsta. Observați, atunci când suntem schimbați în lăuntrul nostru, mulțumirea neprefăcută de cum? De peste margini.
ea iese în afară. De ce ea, frați și surori, ca să fii mulțumit și să nu vii aici cu prefăcătorie, este nevoie ca să petreci timp în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi privim la Hristos ca într-o oglindă, da? Și suntem schimbați cum? Din slavă în slavă. Deci când privesc la El, la Hristos, sunt cum? Sunt schimbat. Deci încep să-L reflectez pe cine? Încep să-L reflectez pe Hristos. Când mă uit la seriale, încep să reflectez pe cine? Pe cei de acolo, nu? Deci este foarte important atunci când cu cine ne petrecem timpul înainte de a veni în casa lui Dumnezeu. Ne simțim uneori cu musca pe căciulă, nu? Dacă am stat jumate de noapte până la 3 dimineața și am petrecut timpul undeva și nu cu Hristos, singur, sigur că o să venim și o să fim cei mai supărați oameni de pe fața pământului. Câteva idei despre despre mulțumirea neprefăcută și despre exprimarea ei. Mulțumirea, ea este o mulțumire adevărată, ea este exprimată prin emoții. Ea este exprimată prin emoții. Noi de multe ori folosim cuvântul a izbucni într-un mod, într-o situație mai negativă. Noi spunem, a izbucnit cum? În plâns, da? A izbucnit în plâns. Sau a izbucnit de mânie, da? Dar haideți să nu vorbim despre aceste lucruri negative, dar să spunem, a izbucnit cum? De bucurie. Deci am venit în casa lui Dumnezeu și îmi exprim bucuria mea acum prin emoțiile mele. Și spun, vin și spun, sunt cel mai bucuros și spun, slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că sunt mulțumit. Apoi, exprimarea mulțumirii adevărate sau unei mulțumiri neprefăcute, ea este exprimată public. Pe tine nu te interesează ce gândesc cei din jurul tău. Când spune Biblia, lăudați pe Domnul, ce fac? Laud pe Domnul. Când spune Biblia, strigați de bucurie, câți dintre voi a strigat în această dimineață de bucurie înaintea lui Dumnezeu? Poate ați strigat în inima voastră, dar n-am auzit pe niciunul care să strige mai tare decât toți cei prezenți în locul acesta. Dar când Biblia spune că strigați de bucurie, spune strigați de bucurie, trebuie să ne audă cine? Cei de la Îndespița, da? Cei de la secțiile de votare în această dimineață, să audă, căci noi ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. Mai spune Biblia, săltați de bucurie înaintea Domnului. Câți dintre voi ați săltat în această dimineață de bucurie înaintea Domnului? O, frate, nu ne permite contextul cultural. Nu mă opresc la aceasta. Deci lucrul acesta, da? Lucrul acesta, atunci când vii și mulțumești lui Dumnezeu, fără prefăcătorie, îl faci public și nu te uiți la cei din jur. Observați, în Evanghelie se spune despre 10 leproși și poate noi suntem cei care cunoaștem, am citit această istorie, puteți să o citiți acasă în capitolul 17 din Luca. Pe scurt, spune că ce au venit 10 leproși la Iisus Hristos, Iisus i-a vindecat pe toți 10, îi trimite unde? La marele preot, mai bine zis încă nu erau vindecați, spune, duceți-vă la marele preot și ce faceți? Mulțumiți, un act al credinței, ei merg pe drum și ce? Sunt vindecați și când au văzut că sunt vindecați, unul dintre ei a spus, măi, trebuie să merg și ce să fac?
să mulțumesc. Și când vine și mulțumește, nu spune, auzi Doamne Iisuse, vin să-ți spun ceva. Uite, hai acolo după colț să-ți spun ceva și eu plec. N-a făcut el lucrul acesta, ci spune Sfânta Scriptură, versetele 15 și 16, spune, unul din ei când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-l pe Dumnezeu cu glas tare. Observați, el până ajunge la Domnul Iisus Hristos pe drum, hai să presupunem că ce a avut de mers un kilometru, da? Un kilometru a mers și spune că îl slăvea pe cine? Pe Dumnezeu. Imaginați-vă un fost lepros. Un fost lepros de obicei era îmbrăcat așa între niște haine zdrențuroase, așa ceva foarte ieftin, murdar, și merge omul acesta pe drum și spune că îl slăvea pe Dumnezeu, dar cum? Cu glas tare. Deci oamenii priveau la el și probabil spuneau, gata, sărmanul s-a dus cu pluta din pricina bolii. Nu! Pe omul acesta nu l-a interesat ce vorbesc alții. El îl slăvea pe Dumnezeu, făcea lucrul acesta public pentru că îi mulțumea lui Dumnezeu și mulțumirea lui era cum? Neprefăcută. Ieșea de une? Dintr-o inimă schimbată, căci mai departe Domnul Iisus spune, pleacă, merge în pace, căci păcatele sunt iertate. Și ajunge înaintea Domnului Iisus Hristos și spune, el s-a aruncat cu fața la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Observați, n-a spus, Doamne, vin că mi este rușine, vin aici după colț, căci vreau să-ți spun ceva. Vine acesta și de departe ucenicii îl aud și el spune, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu m-a vindecat, astăzi s-a pogorât mântuirea în mijlocul lui Israel. Un om care habar n-avea de credință, spune Biblia, era un samaritean, nu era un evreu. Și acest om nu îl interesează ce făcea, ce spuneau ceilalți despre el. Deci, o mulțumire neprefăcută se manifestă emotiv, iese în afară și se face cum? Public. Public. Să nu vă fie rușine public să mulțumiți lui Dumnezeu. Faceți lucrul acesta din toată inima, pentru că și El ne-a mulțumit și El ne-a salvat. Apoi, al treilea lucru despre care vreau să vorbesc în această dimineață este căci mulțumirea unui om bun se manifestă printr-un mod de viață împlinit. Ce vreau să spun cu aceasta, ca să înțelegem, vreau să citesc din Proverbe, capitolul 15, cu versetul 15. Spune, toate zilele celui nenorocit sunt cum? Rele. Da? Dar cel cu inima, observați cum, mulțumită, are ce? Un ospăț necurmat. Da? Cel cu inima cum? Mulțumită. Haideți să venim să spunem împreună. Cu inima, cu inima mulțumită. Observați, cel care vede lucrurile negativ și astăzi în această zi de toamnă frumoasă, este cum? Este nemulțumit, nu? Este un nenorocit, este cel care nimic nu-i aduce bucurie și nu-i aduce împlinire. Vreau să vă spun un secret în această dimineață și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am în jurul meu oameni și în mod special soția mea, care este cea care mă încurajează de multe ori. Știți, acest verset este pentru mine. De multe ori sunt nemulțumitul. De multe ori sunt cel care văd lucrurile în culori sure. Și soția mea care este cu mine și de multe ori fratele Sasha, fratele pastor, vreau să vă spun că sunt acei doi oameni în viața mea care vin și mă ridică deseori. Vin și mă ridică. Vreau să vă spun că și nemulțumirea și starea negativă sau atitudinea negativă a inimii noastre este cea care produce
cel mai mare disconfort în viața noastră și poate ca să aducă chiar și boli în viața noastră. Pot să aducă chiar și boli în viața noastră. Uneori mergi la medic și îi spui, uite, mă doare. Și de obicei aceasta se manifestă în boli intestinale. Da? Și îi spui, uite, mă doare stomacul. Te duci, faci analizele, faci toate lucrurile și medicul îi spune, dar auzi, n-ai nimic. N-ai nimic. Spune, păi cum n-ai? Spune, dar unde lucrezi? Și încep să-i spui. Și îi spui, auzi, omule, trebuie să nu te mai îngrijorezi. Trebuie să nu te mai îngrijorezi. Deci, cel care este negativist în viața lui, toate zilele lui sunt rele. Dar cel cu inima mulțumită are ce? Are un ospăț necurmat. Are un ospăț necurmat. Cineva a spus următoarele lucruri. Mulțumirea este stimulatorul sănătății noastre. Mulțumirea este stimulatorul sănătății noastre. Deci, fiți oameni mulțumitori. Încă un verset pe care vreau să-l citesc este, sună în felul următor, este din Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Spune, să nu fiți iubitori de bani, dar ce să faceți? Mulțumiți-vă cu ce aveți. Și dacă ne oprim aici, am putea să spunem că este o poruncă care este greu de împlinit. Dar mai departe, Dumnezeu nu se oprește aici, ci vorbește mai departe și spune următoarele lucruri. Căci El însuși ce a făcut? A? A zis. Deci a făcut o promisiune. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Deci ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață inimii noastre? Vrea să ne spună, oameni buni, mulțumiți-vă cu ceea ce aveți. Căci dacă o să fiți nemulțumitori, acest lucru nu schimbă ce? Situația. Nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimic dacă o să te zgârii pe față. Mă iertați de exprimare. Nu o să schimbe nimic dacă o să te vâri în camera ta ascunsă și o să urle în gura mare. Nu se schimbă nimic. Deci, mulțumiți-vă cu ce aveți. Dar când nu aveți, încredințați-vă în mâna lui Dumnezeu, pentru că el ce a făcut? A zis. El a zis. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Încredeți-vă în Domnul. În concluzie, citim în verset și venim spre sfârșit. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, da? Căci aceasta este ce? Voia lui Dumnezeu. Câți dintre voi ați căutat să aflați care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața voastră? Mâna sus! Uitați-vă, în acest verset este descrisă voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Să fim cum? Mulțumitori. Încă o dată, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este ce? Voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. De aceea, haideți să fim cum? Să fim mulțumitori. Să venim și să facem o concluzie la toate cele principii despre care am vorbit. De unde izvorăște mulțumirea? Mulțumirea izvorăște dintr-o inimă schimbată, da? Apoi, mulțumirea neprefăcută, ea nu este undeva în ascuns, da? Ci se dă pe față. O văd și cei din jurul nostru. Și al treilea lucru, mulțumirea unui om bun
se va manifesta prin modul de viață cum? Împlinit. Să știți că Hristos, Dumnezeu, se îngrijește de toate lucrurile de care avem nevoie. Și noi cu toții astăzi putem să spunem că în Hristos suntem oameni cum? Împliniți. Puteți să spuneți amin? Amin. Slăvit să fie Domnul!